Când te voi găsi în rai. Când prezentatorul de radio l-a întrebat pe miliardarul nigerian Femi Otedola într-un interviu telefonic: domnule, ce vă amintiți că v-a făcut pe dumneavoastră cel mai fericit în această viață? Adică cel mai fericit bărbat din toate timpurile. Femi a răspuns: eu am trecut prin 4 etape de fericire în viața mea și în sfârșit am înțeles și eu sensul fericirii adevărate. Primul pas a fost să acumulez, dar să acumulez foarte multă bogăție și foarte multe resurse. Ah, dar în această etapă n-am obținut fericirea pe care mi-am dorit-o. A urmat apoi a doua etapă, aceea de colectare a obiectelor, a obiectelor de valoare, bineînțeles. Dar mi-am dat seama că efectul acestui lucru este, bineînțeles, temporar și strălucirea lucrurilor valoroase pe care eu le-am adunat nu o să dureze foarte mult. Și a urmat apoi a treia fază de obținere a proiectelor foarte mari. Atunci aveam 95% din aprovizionarea cu motorină în întreaga Nigerie și în Africa. Și am fost cel mai mare armator din Africa și din Asia. Dar nici nu am primit fericirea pe care mi-am imaginat-o. A patra etapă a fost atunci când un prieten mi-a cerut să cumpăr scaune cu rotile pentru copiii cu dizabilități. Adică pentru aproape 200 de copii. La cererea prietenului meu am cumpărat aceste scaune. Le-am cumpărat chiar imediat. Scaunele cu rotile. Dar prietenul meu a insistat să și merg cu el și să le dau eu copiilor scaunele. Scaunele cu rotile respective și m-am pregătit și am plecat, bineînțeles, cu el. Și acolo le-am dat acestor copii scaunele cu rotile, cu propriile mele mâini. Și am văzut strălucirea ciudată. Era o fericire pe chipurile acestor copii cum nu mi-a mai fost dat să văd. I-am văzut pe toți stând în scaunele acelea cu rotile și mișcându-se și distrându-se și parcă ar fi venit la un loc de picnic unde au împărțit un jackpot. Și atunci, domnule, am simțit adevărata bucurie în interiorul meu. Când am decis să plec, unul dintre copii m-a prins de picioare. Am încercat să îmi eliberez picioarele ușor, dar băiatul nu, s-a uitat la fața mea și mi-a ținut picioarele ferm și atunci m-am aplecat și l-am întrebat pe băiat: spune-mi dacă mai ai nevoie de ceva. Iar răspunsul pe care mi l-a dat acest copil nu numai că m-a făcut fericit, dar pur și simplu mi-a schimbat complet întreaga viziune despre viață, atitudinea mea față de întreaga existență. Acest copilaș mi-a spus: vreau să-mi amintesc chipul tău, astfel încât atunci când mă voi duce în rai și te voi găsi acolo, să te pot recunoaște și acolo să pot să-ți mulțumesc încă o dată. Acela a fost cel mai fericit moment din viața mea.